Seceraja a anunță întreruperea furnizării apei potabile joi 25 mai în localitățile Albești și Arsa. Apa potabilă va fi întreruptă în intervalul orar 9-17 pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță și reparații la liniile de alimentare cu tensiunea zonei albești, Enel Electrica Dobrogea a Dobrugea întrerupe furnizarea energiei electrice joi 25 mai în intervalul 9-17. Fără curent, stația de pompare albești nu poate funcționa, iar abonații de servicii cei din localitățile albești și Arsa, vor rămâne fără apă potabilă în intervalul menționat. Pe această cale, Seceraja S.A. își cere scuze față de abonații care vor suferi de lipsa apei potabile și asigură că imediat ce se va relua alimentarea cu energie electrică, lucrătorii Raja vor reporni stația de pompare și se va relua alimentarea cu apă. Totodată, toți consumatorii afectați de această oprire sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscaznic pe perioada întreruperii furnizării apei.